Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, Alexandra! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat această invitație la o discuție în cadrul saloanelor Insula 42. Trebuie să vă spun că pentru noi saloanele este totdeauna o discuție extrem de informală și cu toate că situația din jur este tensionată și extrem de complicată, eu cred că merită o asemenea discuție și toți cei care vor participa, care participă online în acest moment, operatori culturali, artiști, directori de instituții de cultură, sunt foarte curioși să vă audă. Pentru că nu avem la dispoziție decât 45 de minute, voi intra direct în subiect, în cele câteva întrebări pe care doresc să vi le adresez. Vreau să spun că am beneficiat de susținerea Centrului Cultural Clujan, pentru că eu sunt la Cluj, și i-am rugat să-mi dea un sprijin tehnic, ceea ce i-au și făcut, și între timp am și discutat cu ei, deci a fost și un sprijin de conținut, și Ștefan Teișanu va interveni și el la un moment dat, mai ales din perspectiva centrelor culturale care se află la nivel local. Bun, e foarte complicat să fii ministru al culturii oricând, dar în situația de față, domnule ministru, situația este extrem de complexă, de delicată și, după cum știm, cultura e un domeniu extrem de vulnerabil. Vreau să vă întreb dacă în această perioadă ați perceput mai puternic decât o făceați înainte diferența, disfuncționalitatea, diferența de nivel între felul în care există administrația culturală în România și practicile, nu, pe care le are domeniul culturii. Adică dacă vi s-a părut că administrația așa cum este, e învechită sau este funcțională sau e disfuncțională. Și imediat legat de această întrebare, v-aș adresa următoarea întrebare. Ați lansat deja, ca răspuns la pandemie, unele programe și ați avut răspunsuri în colaborare cu Ministerul Muncii. Ce tip de probleme au ridicat aceste răspunsuri? Care a fost reacția la măsurile pe care le-ați luat, mai ales în domeniul artiștilor independenți, al evenimentelor anulate, al evenimentelor culturale și spațiilor culturale care a trebuit să se închidă, pentru că Ministerul Culturii, noi știm cu toții, acoperă o arie foarte vastă de activități. Ne vom referi azi la câteva dintre ele în aceste 45 de minute. Deci, cât de disfuncțională de fapt este administrația, așa cum ați constatat-o acum, și care a fost răspunsul imediat la măsurile pe care le-ați luat în favoarea ariei culturale? În primul rând vă spun și eu bună ziua, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această discuție. Știți cu toții că eu prețuiesc foarte mult relația dintre Ministerul Culturii și sectorul cultural independent. Din punctul ăsta de vedere, avem ceva în comun și dumneavoastră ca ministru, știu că v-ați aplecat asupra acestui aspect. Ce pot să vă spun? Eu încă de la început am luat ca o provocare nu numai sistemul, ci și metoda de abordare în a promova fenomenul cultural. Eu le consider pe ambele învechite, iar cifrele pe care ne le arată barometrele legate de consumul cultural în România ne arată că dacă vom continua pe aceeași linie, nu poate să fie decât și mai rău decât până acum, din punct de vedere a consumului cultural. În altă ordine de idei, legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, această criză, într-adevăr, eu cred că a scos la iveală în mod mai pregnant tot ceea ce înseamnă slăbiciune în infrastructura sistemului cultural românesc. Cu siguranță că de-a lungul timpului s-au creat anumite structuri care au avut grijă doar de propriile interese și în urma acestui tip de
management a avut de suferit sistemul cultural în ansamblul lui. Această criză ne-a pus în fața unor provocări fără precedent, iar spuneați dumneavoastră ce am descoperit pe parcurs. Aproape zilnic descoperim pe parcurs noi lucruri de rezolvat, pentru că întotdeauna când am încercat să venim în întâmpinarea unor probleme, să încercăm să le rezolvăm și să facem împreună cu Ministerul Muncii demersurile necesare, întotdeauna vedeam că trebuie să fim foarte atenți să nu lăsăm în urmă vreun segment și așa descopeream cât de multă lume este legată de acest sistem cultural. Încă o dată se vede clar că nu avem o evidență clară pe ceea ce înseamnă sistemul cultural românesc, pentru că era mult mai simplu dacă era totul centralizat astăzi și știam clar unde să accesăm, ce să căutăm în funcție de sectorul afectat și unde să acționăm cu celeritate. Ori așa, adică noi trebuie... era mult mai clar, iertați-mă, nu vreau să vă întreb, dar era mult mai clar nu dacă era centralizat, ci dacă era suficient de bine cercetat ca noi să putem să avem niște date solide pe care să ne bazăm în momentul în care luăm, adică să avem toată această informație, dacă această informație era la dispoziție în mod serios și riguros. Da. Adică dacă până la ora asta, la 30 de ani după Revoluție, exista un sistem, odată prin cercetare identifici și într-un final totul centralizat, pus pe domenii și atunci se putea lucra mult mai organizat, cum bănuiesc că s-a lucrat în țările din vest, unde de aceea s-a și putut acționa mai clar și mai rapid. Noi, pe lângă munca de căutare a soluțiilor, a fost și o muncă de identificare a, nu neapărat a domeniilor, a multitudinii de activități. De probleme, a multitudinii de probleme care există. Bun. Acum, domnule ministru, pentru că banii sunt... cum știm, resursele sunt foarte importante, nu numai în domeniul ăsta, dar peste tot. A existat procesul ăsta de realocare, în ce fază de realocare a unor resurse existente în minister către alte domenii din cauza urgenței în care ne aflăm? În ce situație se află Ministerul Culturii în momentul de față? Care este abordarea? Ca prim pas, am acționat rapid în a muta niște fonduri către ceea ce înseamnă programe desfășurate în mediul online, pentru că era clar, de asta e nevoie astăzi. Aici scopul are două componente. Unul, de sprijin a sectorului cultural independent pentru a putea depune proiecte acum în vreme de criză și astfel să-și poată desfășura în continuare activitatea având și finanțare. Și doi, produsul finit al acestor proiecte să ajungă către consumatori, adică în zilele astea, toată lumea fiind pe online, acolo trebuie să ne mutăm și noi în momentul în care vrem să avem o adresabilitate cât mai largă. Și atunci am creat acest proiect Acces Online 2020, acest program de fapt. Am alocat deocamdată suma de 1 milion de lei, pentru că l-am vrut și ca un proiect pilot să vedem ce se întâmplă și care va fi efectul. Limita pentru fiecare proiect este de 50.000 de lei. Nu este o sumă foarte mare, dar am vrut să poată accesa și mai multă lume. Proiectele să nu fie extrem de stufoase pentru a putea fi rapid puse în practică, astfel încât să nu ne trezim că noi aplicăm astăzi, adică lansăm astăzi un program care va putea fi aplicat după ce trece pandemia, pentru că astfel am fi un pic defazat. De aceea am încercat să mișcăm lucrurile cât mai repede și de aceea ca termen final am stabilit data de 1 iulie. Da. Adică mai și iulie se desfășoară aceste proiecte. Ok. Deci asta este un răspuns care a fost... Asta a spus ministrul și știți foarte bine că chiar dacă ministrul își propune un lucru, se izbește de multe proceduri chiar aici. Absolut. În minister și este foarte complicat. Dar acesta a fost un răspuns de urgență. Deci acest răspuns, răspunsul legat de programul Acces, a fost un răspuns de urgență. V-ați gândit oare sau n-ar fi poate interesant în acest moment de relansat o idee pe care faptul că eu am încercat să o pun în practică și am eșuat
nu e relevant. Ce este relevant este că acest sistem există în țări precum Italia, Franța, Croația și poate că din 2016 încoace și în alte țări, care este un sistem care taxează de fapt pe furnizorii de internet și care poate în felul ăsta să creeze fonduri extrabugetare din care eventual, tocmai în situația unei de urgență a pandemiei, să se creeze un fond de urgență pentru cultură. Asemenea, fonduri extrabugetare ar putea participa și la fondul cinematografic, ar putea participa și la și de altfel din fonduri extrabugetare sunt alimentate fondul cinematografic și AFCN-ul, da? Dar dacă în acest moment, prin introducerea acestei taxări, eu atunci am propus 1-2% din încasările lunare ale serviciilor de internet și telefonie, m-am lovit, bineînțeles, de un lobby extraordinar din partea acestor servicii, cum vă puteți imagina, dar situația asta de criză care până la urmă bustează extraordinar, hrănește, alimentează extraordinar consumul de internet și consumurile online, poate că ar fi o idee, poate că ar fi o inițiativă de reluat dacă dorim, pentru că dumneavoastră ați răspuns în urgență unei situații prin care ați creat programul Acces și ați creat niște facilități, dar v-ați adresat unui singur segment. Un asemenea fond de urgență ar putea să răspundă organizațiilor culturale care se vor afla într-o mare fragilitate, etc. Sigur, e de văzut ce, prin ce metodologie. Ce părere ați avea despre așa ceva? Consider că este o inițiativă bună. Practic, asta ar însemna să ai fonduri la dispoziție pe care să le poți accesa imediat și astfel poți avea un răspuns rapid la astfel de situații. Sigur că nimeni nu poate spune că aduce ceva bun această pandemie, dar iată un aspect pozitiv, dacă se spune așa, a apărut. Au fost foarte multe inițiative de sprijin ale artiștilor și am să vă dau un exemplu concret aici, legat de artiștii plastici, cum îi sprijinim. Și acum, după îndelunge analize și după ce am studiat și ce au făcut alte țări, am văzut în Grecia o procedură extrem de deșteptă decât să au fonduri către artiști plastici, haideți să le cumpărăm arta. Atunci, pe o parte, și sprijinim financiar, iar pe de altă parte, statul nu dă doar niște bani care sunt bun plecați, ci statul, în urma alocării acestor fonduri, rămâne cu ceva în sensul că își lărgește patrimoniul cultural al statului. No, și creează colecții și folosește această oportunitate pentru a întări existența colecțiilor de artă. Mă bucur că spuneți asta, nu știam că această măsură e luată. Nu, eu astăzi la rectificare în ședința de guvern anunț în premier acum, voi cere un fond pentru achiziția de artă contemporană, acest fond să fie ca sprijin pentru artiștii plastici. Am mai mult decât speranțe, am și semnale că va avea succes demersul meu, iar asta ar fi o premieră după mult timp, că știți foarte bine, statul român nu a mai cumpărat artă contemporană. Absolut, asta e o inițiativă foarte, foarte bună. Dar totuși nu mi-ați răspuns, credeți că ar putea fi luată în considerare și o revenire asupra acestei impozitări a furnizorilor de internet? Vi se pare că asta ar ajuta la crearea unui fond extrabugetar care în situația de urgență ar putea să servească cultura? Sigur că aici noi putem fi doar o instituție care să propună acest lucru. Trebuie mai mulți factori de decizie să-și dea mâna pentru a se putea finaliza un astfel de demers. Noi nu ne propunem neapărat astăzi taxarea suplimentară a operatorilor economici, ci încercăm să eficientizăm cât mai curând modul de utilizare a fondurilor existente. Asta putem face astăzi. Dar ca măsură de viitor, dar sigur și în urma unor consultări mai ample, eu zic că poate fi aplicat ceea ce propuneți dumneavoastră. Bun. Acum, o altă întrebare, ca să mă încadrez un pic în timp, este legată de marile festivaluri. Până la urmă, când vorbim despre organizațiile culturale, da? Acele organizații culturale care în decursul ultimilor 15
20 de ani au asigurat pe de o parte angajări, deci au asigurat o resursă umană în domeniul cultural, chiar dacă ea a fost temporară pe perioada lucrului la festivaluri, dar pe de altă parte au avut un impact economic care, iarăși, din păcate, nu este suficient studiat, nu? Un festival cum e Festivalul Internațional de la Sibiu, Festivalul Internațional Transilvania, Film de Cannabis Arrest, Festivalul Enescu, ele au un impact economic, indirect, foarte mare. Ne reîntoarcem la problema cercetării, ce bine ar fi să avem acum niște date care să ne arate care este valoarea adăugată a tuturor acestor festivaluri în România, ca să vedem de ce cultura e atât de necesară. Deci întrebarea mea ar fi, aceste festivaluri, unele dintre ele anulate, majoritatea, sunt foarte fragilizate, da? Și pentru a se redresa, sigur că fiecare va avea o soluție. Festivalul de la Sibiu a trecut o parte online, dar TIFU nu va putea să treacă online, fiind o Cannabis Arrest nu va trece online, Sonoro nu va putea trece online. Și atunci întrebarea este, oare nu s-ar putea în fine adopta o măsură prin care în următorii ani, în următorii 3 ani, printr-o multianualizare, să se dea un suport acestor festivaluri, pentru ca ele să aibă o garanție că se vor putea redresa economic, fiindcă ele nu se vor redresa imediat dacă o ediție atât de mare a fost anulată. Ce credeți despre asta? Una e ce cred și alta e ce se poate face. Ce credem și ce se poate face? Dacă vorbim strict de ceea ce cred eu, finanțarea multianuală e o problemă mai veche. Știți foarte bine și legat de teatre, că le vin banii exact... Așa e. E ca rucam perete alocarea. Când oamenii sunt în vacanță, atunci le vin bani pe rectificarea bugetară, că știți foarte bine că stagiunile... Da, absolut. Dar într-o situație de criză ca aceasta, când noi sacrificăm, nu? Pentru că ele se fragilizează suplimentar. Festivalurile sunt suplimentar fragilizate acum, din cauza acestei situații de criză. Ce garanții au ele? Cât de important ar fi ca totuși noi să asigurăm că aceste festivaluri pot să-și continue existența după aceea? Deci ar exista o urgență în multianualizare. Și predictibilitatea este cu totul alta când ai o finanțare multianuală. Asta e clar. Dar aici vorbim de legea bugetului, știți foarte bine. Există niște norme pe care le stabilește Ministerul Finanțelor. Cu siguranță, nu doar în mandatul meu, Ministerul Culturii a făcut demersuri în acest sens pentru a putea îndrepta anumite lucruri. Dar nu întotdeauna Ministerul Finanțelor este foarte sensibil la toleanțele Ministerului Culturii. Eu sper că acum, în actuala formulă, am reușit să-i sensibilizăm. N-am să ascund faptul că și prin prisma poziției pe care are premierul, care este extrem de prietenos cu zona culturală, și aici a fost norocul nostru, pentru că a avut un cuvânt hotărător dumnealui pe multe aspecte, unde poate n-am fi avut atâta succes în relația cu Ministerul Finanțelor. Este într-adevăr o discuție mai amplă, s-a vorbit la un moment dat și de o trimestrializare a alocării fondurilor, sunt mai multe propuneri. În momentul de față, opinia mea este că un grup de lucru mixt, Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor, ar trebui să vină în fața premierului cu o propunere concretă, cu soluții clare. Din punctul nostru de vedere, echipa este formată, dar așteptăm ca și Ministerul Finanțelor să aibă o echipă formată pentru acest grup interministerial între Ministerul Culturii și Ministerul... Bun. Deci dacă în momentul de față, eu nu știu exact, că noi eu nu văd deocamdată, dar cu siguranță că există oameni care ascultă, cu siguranță că sunt directori de festivaluri care ascultă. Și eu salut pe toți! Și eu aș face un apel și către ei, ca să susțină această propunere, pentru că, până la urmă, și întâlnirea aceasta pe care am propus-o și care i-ați răspuns, are și o dimensiune constructivă, pentru că ce vrem este ca, până la urmă, să folosim acest moment într-un mod cât se poate de constructiv, și aici este oarecum și responsabilitatea
domeniului, deci marile festivaluri trebuie la rândul lor să susțină acest punct de vedere și să explice de ce acest tip de abordare în momentul de față este urgent și necesar. Bun, acum... Aici aș adăuga că noi suntem în dialog cu Asociația Română a Organizatorilor de Evenimente care reprezintă festivalurile din România și legat de ce spuneam de premier, nu au fost așa afirmații gratuite doar pentru a-mi lăuda șeful din guvern, ci... Gândiți-vă că a fost sectorul cultural independent cu participarea premierului și nu a fost de mult. Acum, recent, în care dânsul a vorbit cu fiecare parte și a luat act, noi, Ministerul Culturii, am fost mai mult martori la această întâlnire. Noi, sigur, am depus eforturi în a provoca să se întâmple această întâlnire și eu nu știu câți premieri de la Revoluție încoace au avut o întâlnire directă cu sectorul cultural. Da, absolut. Așa este. Așa este, pe de o parte, și pe de altă parte, eu de ce am făcut propunerea asta este pentru că, indiferent dacă asociațiile și zona reprezentativă a diverselor alianțe profesionale e mobilizată, e important să fie mobilizați și actorii cultural foarte important, directorii de festivaluri, pentru că ei la rândul lor pot să ofere argumente directe, importante. O parte dintre ei sunt personalități culturale importante și cred că asta contează. Absolut. Să propună și soluții. Absolut. Bun. Acum, trec la o altă întrebare. Există o ordonanță din 2018, 76 pe 2018, care înțeleg că nu funcționează foarte bine și care se referă foarte mult la instituțiile publice, dar care insistă pe posibilitatea de a face investiții culturale de către organizațiile culturale, în așa fel încât ele să se poată dezvolta. Pentru că a existat, într-adevăr, o problemă, adică cum dezvolți? La un moment dat, instituția ta continuă să funcționeze, dar cum o și dezvolți? Mie mi se pare că în momentul de față, mai ales acolo unde organizațiile culturale mici, eu mă refer la organizațiile culturale mici, da? Și care nu sunt subvenționate public decât prin depunerea de proiecte. La multe dintre programele care s-au deschis acum și care dau oportunități de realizarea unor evenimente în schimbul unor fonduri, nu pentru a acoperi nevoi salariale, etc., multe dintre organizațiile astea însă poate că ar fi mai bine deservite dacă li s-ar aloca în acest moment un grant de dezvoltare. Uite, să luăm orice organizație, Arcenu sau Replica sau Transit sau Institutul Prezentului sau un teatru. Da? Acestea sunt organizații care în general funcționează din evenimente. Ei bine, evenimentele în momentul acesta sunt blocate, dar poate că acesta e momentul în care un grant de dezvoltare, în care ei pot să își cumpere echipamente ca să-și perfecționeze capacitatea de existență ulterioară, ar putea să folosească foarte mult. De asemenea, și aici o să abordez o propunere făcută de Centrul Cultural Clujan și asupra căreia probabil va reveni și Teișanu, eu cred efectiv că această blocare a finanțărilor prin ordonanță, deci ordonanța a spus că se închid spațiile culturale, toate spațiile culturale și că se blochează activitatea lor. Deci s-a blocat activitatea spațiilor culturale mici și mari. Ei bine, prin această blocare, de fapt, foarte multe dintre finanțări n-au mai fost alocate, mai ales la nivel local. Da? Pentru că centrele, toate finanțările care erau date la nivel local au spus noi realocăm fondurile, există și excepții, nu? Discutam astăzi cu Alexandra, există o excepție la Sibiu, unde s-a spus din momentul în care se deblochează situația, vă realocăm fondurile, sau la Cluj, e aceeași situație, dar majoritatea orașelor au realocat fondurile culturale care erau dedicate, finanțări care au dedicate activităților culturale în altă parte. Nu credeți că pentru că o organizație culturală mai mică, mai fragilă, mai vulnerabilă, dar care deja și-a dovedit vitalitatea, acordarea unor granturi de dezvoltare și deblocarea acestui pasaj din ordonanță care în momentul de față face ca finanțările pentru anumite proiecte care erau în curs să fie blocate, ar fi totuși necesar să adresăm această problemă, pentru că până la urmă, nu-i așa? Finanțarea publică dorește să dea oportunitate organizației culturale. Oportunitatea în acest moment este ca ea să devină mai sustenabilă. Dacă un teatru în momentul ăsta, dacă nu un teatru, ci oricare
teatru mic, organizație mică, are bani de investiție pentru a achiziționa lucruri, își va dezvolta post-pandemie mai bine activitatea și va deveni mai sustenabilă. Pe de altă parte, dacă în momentul de față s-au blocat, cunoașteți cazul CNG-ului, nu s-au blocat finanțările, bun, dar anumite proiecte puteau să fie lucrate în această perioadă prin alocarea fondurilor respective. Dacă fondurile respective au fost blocate, proiectele astea ar putea să existe post-pandemie. Deci care e abordarea dumneavoastră în această privință? Eu cred că, în primul rând, ar trebui să se gândească fiecare cum se organizează pentru ziua în care se relaxează măsurile legate de pandemie. De aceea, eu recomand cu tărie să nu se închidă instituțiile de cultură, ci să intre în pregătiri, pentru că, oricum, nu va mai fi nimic ca înainte. Dacă ne gândim la muzee, să spun, spunem așa, în ziua în care se hotărăște că se relaxează măsurile, dar să fie clar, măsurile astea nu se vor elimina toate odată. Va fi tot o relaxare etapizată. Probabil că trebuie create niște condiții de vizitare altfel decât erau până acum, pentru a se putea supune regulilor de după trecerea situației de urgență. Or, dar, ar avea ce face organizațiile mici, dar organizațiile mici, care sunt deja vulnerabile. Dumneavoastră care... vorbiți de instituțiile de cultură aflate în subordinea primăriilor și consiliilor județene sau și de organizațiile mici din sectorul cultural independent? Vorbesc despre ambele. În această situație vorbesc despre ambele, pentru că la ambele, într-un fel, sigur că organizațiile din subordinea primăriilor, personalul lor încă este susținut. Ținut, pentru că este personalul angajat. De asta vreau să vă spun că eu acum pregătesc o circulară la nivel de minister care este sigur către instituțiile subordonate, o facem ca și dispoziție, către celelalte ca și recomandare către autoritățile locale să nu pună lacătul pe aceste instituții de cultură, pentru că nu trebuie să ne prindă ziua în care se relaxează măsurile gândindu-ne cum ne organizăm de acum pentru a redeschide. Ci ziua în care se relaxează măsurile trebuie să ne prindă apt de a deschide porțile instituțiilor. Ori asta necesită o pregătire. S-ar putea să fie muzee cu spații mici care nu vor putea fi vizitate nici după relaxarea măsurilor datorită condițiilor pe care le pot oferi, dar muzeele cu spații largi, respectând anumite proceduri, eu zic că vor putea fi deschise de la prima etapă, din prima etapă de relaxare a măsurilor, pentru că și această relaxare a măsurilor va fi una etapizată. De aceea eu în acest moment lucrez la un document oficial care va pleca către toate instituțiile, exact în ideea de a nu pune lacătul pe... Bun. Dar eu aici vă întrebam dacă nu ar fi... Pentru că exact ce spunea și dumneavoastră. Așa. Deci eu aici, acum asta am înțeles, asta este vorba despre instituțiile din subordinea primăriilor. Ștefan, o să te rog să mai aștepți un pic, că mai vreau să adresez o singură întrebare înainte să-ți dau cuvântul. Dar totuși, pentru legat de instituțiile culturale care sunt independente, care nu primesc, nu? Da. Vă spun, acestea oare n-ar fi interesant în acest moment să li se acorde granturi de dezvoltare care să nu fie pentru a face evenimente, pentru că evenimentele oricum le consumă, adică a face un eveniment, tu execuți acest eveniment și îți consumi resursele. Adică să dure cereri de finanțare pentru a investi în propria infrastructură. Exact, în propria infrastructură și pentru a se dezvolta și pentru că aceste instituții care sunt active pe plan național nu sunt foarte multe, din nou, ar fi foarte interesant să avem o listare a lor, ceea ce ne-ar ajuta, pentru că am putea să... Noi, din punctul ăsta de vedere, în 2005 am produs cu Ecumes, fosta mea asociație din România, un ghid al instituțiilor culturale independente și pot să vi-l trimit ca model, sigur, el trebuie updatat, dar ar fi interesant să avem acest tip de inițiativă prin care ei să poată să facă achiziții. Acum, înainte să-i dau cuvântul lui Ștefan, mai am o întrebare care de data asta se referă efectiv la acest capitol, artiștii independenți. Da? Ca să nu depășim subiectul ridicat de dumneavoastră, da? Ce pot să spun este că
Programele de finanțare au fost și vor fi în continuare atât ale Ministerului Culturii, ale instituțiilor subordonate, cât și ale altor organizații non-profit. Dar pentru cei care doresc să realizeze investiții, încurajez să analizeze și opțiunile existente la nivelul fondurilor europene și la nivelul schemelor de ajutor de stat sau de minimis. Momentan, Ministerul Culturii nu este organism intermediar pentru acest tip de finanțare, însă există discuții pentru următorul cadru financiar european. Da, dar până atunci multe dintre instituțiile astea sunt extrem de vulnerabile, însă sigur că eu din nou încurajez aceste organizații și încurajez inițiativele private sau inițiativele centrelor culturale locale să ofere ministerului propuneri, soluții în această chestiune pentru a găsi forme de investiție care să ajute organizațiile mai mici să devină sustenabile. Deci, așa, și ca să nu... Noi vom fi deschiși la aceste propuneri. Bun. Acum, o ultimă întrebare însă care vine acum înainte de Ștefan, legată de artiștii independenți. Da? Această denominație artiștilor independenți este ceva care, până la urmă, tradus în realitate, dovedește că, că în România noi avem o categorie de așa numiți creativi independenți, care însă au un statut salarial și juridic foarte mixt. Da? Sunt creatori care câștigă un salariu minim de undeva doar ca să poată să-și plătească niște taxe, dar în realitate ei funcționează ca niște freelancers, sunt prestatari de servicii pe de-o parte, câștigă din drepturi de autor pe de altă parte. Nu credeți că acesta ar fi momentul în care, din nou, e o propunere cu care cred că e extrem de importantă în acest moment, să lansăm o cercetare riguroasă a acestor categorii, în așa fel încât să avem efectiv o evidență, o cartografiere, o hartare a felului de existență mixt a unor artiști pe care noi îi numim independenți. Pentru că, să fim foarte limpezi, într-un fel lucrează artistul independent care lucrează pentru artele performative, în alt fel lucrează cel care este cântăreț, în alt fel de operă și el e în artă performativă, dar totuși sunt diferențe, în alt fel lucrează un pictor, un curator, un galerist, etc. Deci există o foarte, sau un jurnalist cultural. Deci există o arie pe de-o parte specifică și pe de altă parte absolut toată lumea din aria independentă își găsește soluții hibride de salarizare. Nu suntem ca în cazul Germaniei, unde toată lumea se înscrie, are un număr de taxe, toată lumea respectă lucrul ăsta, organizațiile respectă lucrul ăsta și în momentul în care vrei să creezi ajutor de stat, tu știi că persoana respectivă are un statut clar și poți să operezi în felul acesta. Deci, ce tip de inițiativă ați lua la acest nivel pentru a avea în viitor o situație mai clară care să poată face răspunsul mult mai eficient pentru această categorie? Nu să luăm situația intermitenților spectacolului din Franța, situația felului în care se petrec lucrurile în Germania sau în alte țări care au o situație riguroasă din acest punct de vedere. Da, păi din păcate vedem din nou și această pandemie sublinează cu atât mai mult că lucrurile nu sunt reglementate în multe sectoare la noi și ceea ce ați detaliat dumneavoastră arată că într-adevăr sunt lăsate într-o zonă neclară. Trebuie să facem demersuri pentru a se clarifica aceste lucruri. Nu strică să luăm modelele din vest de care ați pomenit și dumneavoastră. Franța are plafonate onorarile pentru cei din artele plastice. Un balerin sau dansator are venitul minim brut garantat pe zi de 107 euro, dar aici vorbim și despre contractul colectiv de muncă pentru lucrătorii culturali. Și la noi unii aleg soluții pentru a fi cât mai
avantajat și în relația cu statul, că în momentul în care plătești taxe la două ore, nu mai plătești taxe pe drepturi de autor. Acum fiecare și-a gestionat lucrurile pentru a fi cât mai avantajat. Până la urmă, cu toții dorim să ne facem calculele noastre. Acum cade în sarcina Ministerului să găsim cea mai bună, știți că vorbesc de optimizarea fiscală. Da. Da, sigur, dar cred că ăsta este iarăși un moment care permite o asemenea abordare și care va obliga pe toată lumea și administrația în mod special să-și asume și responsabilitatea faptului că trebuie să avem totuși un cadru clar și apoi lumea trebuie să se supună acestui cadru clar din punctul de vedere al drepturilor și a responsabilităților. Ștefan, îți dau cuvântul, Ștefan Tăișanu, directorul Centrului Cultural Clujan, pentru că asta este iarăși un subiect de abordat, nu-i așa, situația centrelor culturale de pe plan local. Ștefan? Mulțumesc, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru inițiativă și pentru că ați acceptat invitația. În naivitatea mea mi-am dorit întotdeauna să văd mai mulți miniștri ai culturii, curenți și foști împreună, asigurând o minimă continuitate și transfer în acțiunile ministerului. Am intrat doar ca să vă salut și să punctez două, trei opinii în numele organizațiilor pe care noi le reprezentăm la Centrul Cultural Clujan. Am făcut și noi o scrisoare de propuneri, de măsuri pentru Ministerul Culturii acum vreo două, trei săptămâni. În urma acelei scrisori am fost invitați prin amabilitatea dumneavoastră, domnule ministru, de către domnul secretar de stat Brătescu la un mic grup de lucru alături de alte inițiative din sectorul independent care au propus asemenea măsuri. Am discutat măsuri de ordin fiscal și financiar cu reprezentanții ai Ministerului Finanțelor. Multe dintre ele sunt deja implementate sau în curs de implementare, pentru altele încă mai așteptăm. Vă felicit și vă mulțumesc pentru această deschidere. Acum vreau să aduc în discuție trei urgențe, ca să spun așa, din punctul meu de vedere și al nostru. În primul rând, această problemă a formulării din decretul stării de urgență, proaspăt reînnoite, care interzice practic activitățile culturale, largo sensu, așa cum spunea și doamna Șuteu mai devreme, ne pune pe mulți din sectorul independent în imposibilitatea de a mai accesa finanțări nerambursabile locale sau județene, care toate au fost suspendate, dacă nu chiar anulate. Credem că acolo se impune o interpretare a acestei norme, dacă nu chiar o modificare a articolului din ordonanța militară. În momentul ăsta există mari incertitudini cu privire la această formă de finanțare nerambursabilă și multe orașe și județe sunt efectiv blocate. Ar ajuta foarte mult să veniți cu o interpretare a acestei norme acolo, pentru că sunt activități culturale care se pot și trebuie să se desfășoare. Se pot desfășura și trebuie să se desfășoare. Artiștii pot crea în atelierele lor, multe lucruri se pot întâmpla online, activitățile culturale cu public care urmează să se desfășoare în toamnă, trebuie pregătite acum. Acesta ar fi primul aspect. Al doilea aspect care ne îngrijorează pe mulți și sunt sigur că și pe dumneavoastră și colegii din cabinet este ce se va întâmpla cu AFCN-ul, pentru că activitatea loteriei a fost de asemenea asistată în aceste luni. Finanțarea prin AFCN, care provine în mare măsură de acolo, este de asemenea în pericol. AFCN-ul era marea gură de aer pentru independenți în România și trebuie să ne gândim la ce formă de compensare putem pune în joc acolo. Și al treilea lucru este ceea ce deja ați mai discutat. Credem că se impune cu maximă celeritate acest recensământ al sectorului cultural independent, non-profit. Există promisiuni mai vechi din partea Institutului Național de formare și cercetare culturală. Formare culturală în acest sens, reînnoite acum 2-3 săptămâni. Cred că fără acest recensământ, fără informații reale, nu vom putea niciodată nici estima cu adevărat impactul, durerea acestui impact asupra noastră, a sectorului cultural independent, și nici nu vom putea fundamenta măsuri de politică publică
care sunt necesare. Prima întrebare care vine de la finanțe întotdeauna este cea legată de estimarea impactului bugetar și este foarte greu. Bun, mai sunt 4 minute, Ștefan, o să las pe domnul ministru să răspundă și după aceea o să încheiem spunând ceva. Mersi mult, mersi mult, Ștefan. Da, din păcate, iarăși trebuie să spun un lucru pe care l-am remarcat și dinainte de a fi ministru și acum l-am constatat mai îndeaproape. Schimbarea deasă a miniștrilor, mai ales Ministerul Culturii, a fost cel mai tranzitat minister din punctul ăsta de vedere, doamna Șuteu. Ce efect are? Are ca efect instalarea cât mai confortabilă la butoane a oamenilor din eșalonul 2. Asta înseamnă că instituțiile nu se blochează, ele funcționează, dar există o abordare managerială birocratică. Și o astfel de abordare managerială niciodată nu va duce la progrese. A fost doamna Șuteu ministru, au mai fost și alți miniștri până la mine, astăzi sunt eu, dar dacă veți vedea legate de instituțiile pe care le-ați pomenit, sunt cam aceiași oameni. Or, asta eu nu zic că e bine sau rău, dar cel puțin din punct de vedere a miniștrilor, lucrurile ar trebui să aibă o continuitate mult mai clară. Un ministru al culturii trebuie să aibă mandat întreg pentru a putea pune în aplicare tot ceea ce își propune, pentru a putea rezolva neregulile pe care le constată sau disfuncționalitățile, nu neapărat nereguli. Sigur că această lentoare a Institutului Național pentru Formare Culturală, Cercetare și Formare Culturală este cauzată și de faptul că nu a existat un ministru care să poată monitoriza pe parcursul unui mandat întreg cum își fac treaba instituțiile din subordine. Ori în momentul de față, cu siguranță voi cere acest recensământ să fie făcut nu neapărat pe repede înainte pentru a fi bine făcut, dar să avem un termen clar când ne va putea fi prezentat public, pentru că de prea mult timp se așteaptă și iată ce utile ar fi fost aceste date dacă astăzi erau, cum am spus și mai devreme, centralizate și puse într-o bază de date așa cum ar fi fost normal. Legat de problemele ridicate, sigur că distanțarea fizică este esențială. Nu putem da drumul la activități oricum, pentru că am expune anumiți oameni. Vedeți, și aici în minister suntem împărțiți pe grupuri mici de lucru și încercăm, din punctul ăsta de vedere, să fim și eficienți, că nu întâmplător sunt astăzi cu Alexandra lângă mine, pentru că ea nu numai că a ținut legătura cu Ministerul Muncii pe tot ceea ce a însemnat măsuri, dar este consilierul ministrului aplicat pe o anumită problematică, în special pe ceea ce a interesat în discuția noastră de astăzi, dar și legat de întâlnirea pe care a avut-o domnul Brătescu, acolo s-au discutat lucruri foarte, foarte importante și care vor fi puse în aplicare. Legat de AFCN, domnul ministru, vreau totuși să înțeleg, dumneavoastră credeți că trebuie făcut o întâmpinare pentru modificarea acestui punct din ordonanță sau nu? Noi am făcut, să știți, demersuri, am încercat și noi să fim înțelegători, adică să, oricât ar prima interesul nostru să știm și care este interesul general legat de sănătatea populației și cam atât s-a putut ca să mă fac bineînțeles. Ok. Bun. Să nu credeți că în ordonanță s-a făcut neapărat tot ceea ce am cerut noi, pentru că acolo vin solicitări de la toate ministerele, ei centralizează și le acceptă doar pe cele pe care le consideră rezonabile din punct de vedere a securității, sănătății populației.
Eu cred că este o problemă tipică de înțelegere a funcționării sectorului cultural acolo. Evident că primează sănătatea publică, evident că am înțeles de ce s-a dat așa acea ordonanță și a fost formulat așa acel articol, dar credem că modificarea lui în sensul permiterii activităților care nu respect, care respectă toate celelalte norme, care nu necesită prezență fizică, activitate cu public, să spun așa, credem că ar fi absolut, nu știu, o măsură de maxim bun simț. Eu, ca să vă răspund punctual, noi ca minister cerem ca după trecerea vârfului pandemiei să permitem activități de producție cu 50 de persoane. Însă Ministerul Sănătății decide dacă se va putea sau nu acest lucru, nu noi. Am înțeles. Bun, în legătură cu AFCN-ul, domnul ministru, ca să nu depășim foarte mult ora pe care mi-ați semnalat-o, pentru că mai am și eu două lucruri de spus ulterior. Mulțumesc. Păi, ședință de guvern asta, știți, nu? Știu. Așa, AFCN-ul, ați rămas la AFCN să-i dați un răspuns lui Ștefan. Da, oricum, legat de găurile apărute în bugetele de finanțare, noi am făcut și cereri, eu vorbesc acum la modul general, am făcut și cereri pentru la rectificarea bugetară pentru a se suplimenta bugetul Ministerului Culturii, în timp ce toate celelalte ministere probabil vor pierde la această rectificare. Noi cu siguranță nu vom fi, nu ni se vor lua bani și sperăm chiar să și primim, am spus și mai devreme, legat și de acea achiziție de artă contemporană și nu numai. Și pe organizarea de evenimente vrem să achiziționăm niște echipamente pentru ceea ce va însemna testare atunci când se vor organiza manifestații. Punctual pe AFCN, ce știm noi este că dânsii au fonduri securizate acum. Adică nu sunt în situația de a nu avea bani. Bun. Ok. Deci la sesiunile următoare, în primul rând. Da, pentru sesiunile următoare. Eu cred... La asta m-am referit, adică în momentul de față vorbim de o securizare până în anul 2021. Da, dar asta, eu cred că întrebarea legată de AFCN, care este un subiect în sine, Ștefan, zic eu, ar trebui să... Că aici, încă o dată, cu Ministerul Culturii putem discuta despre... Foarte, foarte multe lucruri. Revin și la propunerea pe care o făcusem eu legată de fondul de urgență, care poate că, și pe care ați făcut-o și voi, legate de felul în care un asemenea fond de urgență ar putea să fie construit. Domnule ministru, pentru că am depășit deja cu aproape 5 minute perioada pe care ne-ați spus că puteți să fiți disponibil, eu v-aș propune următorul lucru. Nu am putut să preluăm întrebări care au mai sosit în momentul în care noi am discutat, dar noi vom face cu organizația mea un soi de raport a acestei discuții și vom include aceste întrebări și promit celor care au participat la discuție și celor care sunt prezenți în momentul acesta pe online, că vom adresa aceste întrebări și voi păstra legătura cu Alexandra pentru ca, pentru toate aceste întrebări, să existe, într-o formă sau alta, un dialog constant cu dumneavoastră. Poate că peste o vreme, în funcție de cum evoluează situația, reușim să organizăm o discuție și cu Ministrul Muncii, așa cum am intenționat de la început, și încă o discuție cu dumneavoastră și oricând, noi rămânem, eu rămân deschisă către acest tip de dialog direct pe care doriți să-l aveți cu sectorul cultural în ansamblu lui. Mulțumesc foarte mult Ștefan și Centrului Cultural Clujan. Doriți să mai spuneți ceva, domnule ministru? Da, voiam să vă spun că eu vă mulțumesc, avem nevoie de parteneri, aștept în continuare soluțiile propuse de dumneavoastră pentru constituirea acestui fond de urgență, după care clar să facem și niște norme în ce condiții poate fi accesat acest fond de urgență. Și sigur trebuie din toate soluțiile propuse să le putem alege pe cele mai bune și mai aplicabile. În rest, rămân deschis dialogului, dar sigur că și aceste dialoguri trebuie să aibă o finalitate, de aceea noi în continuare suntem activi în relația cu celelalte ministere pentru a putea face lucruri concrete pentru sectorul cultural în general și pentru sectorul cultural independent.
Nu uitați că acea acordare a 75% din salariul mediu brut către artiști a fost rezultatul unor demersuri susținute ale Ministerului Culturii către guvern și a unui dialog aplicat și constant a nostru cu Ministerul Muncii. Absolut, și cu o înțelegere de asemenea a Violetei Alexandru, care, să nu uităm, a fost ministru în guvernul Cioloș și mi-a fost colegă și care a avut întotdeauna o deschidere deosebită pentru, atât pentru politicile publice, cât și pentru zona civilă și pentru a înțelege foarte bine dinamica corelată între diversele domenii. Și cred că aici, într-adevăr, cu toții trebuie să participăm constructiv la acest demers. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult, am avut o participare cea mai mare de, înțeleg, de 168 de persoane care au participat au urmărit această discuție. Rămânem în legătură, domnule ministru, la revedere, Alexandra, la revedere, domnule ministru. Vă mulțumesc.